Și avem surprize la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Un absolvent care a făcut liceul la Seral a obținut uh, cea mai mare medie din județul Gorj. Tânărul a reușit să promoveze examenul maturității cu media 8,90. Mai multe detalii despre aceste rezultate ne aduce colega mea Alina Dodenciu. Alina, bun găsit! Bun găsit tuturor, niciun elev din județul Gorj nu a reușit să obțină media 10 la bacalaureat, iar cea mai mare media a fost obținută de un absolvent de la Liceul Tehnologic Bârsești din promoția anterioară, care a urmat cursurile la seral specializarea tehnician agromontan. El a reușit să obțină media 8-90. Acesta a fost notat cu nota 8,80 80 la limba română, 9 la matematică și 8,80 80 la biologie vegetală și animală. Un alt coleg al acestuia de la același liceu tot de la Seral, tot din promoția anterioară, a promovat examenul cu nota 823. Duminică vor fi afișate rezultatele finale. Acestea vor fi publicate în format anonimizat, la fel ca și în sesiunile precedente.